În intersecția dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu și strada Stadionului, circulația autovehiculelor se desfășoară cu dificultate din cauza unor lucrări subterane. O defecțiune survenită la noua conductă care străbate parcul Crâng a obligat compania de apă să notifice constructorul care a trecut la tăierea asfaltului și excavarea unei zone importante din intersecție. Șoferii buzoieni sunt nemulțumiți, mai ales că suprafața respectivă a mai fost găurită și asfaltată odată în acest an. Compania de apă a remediat o defecțiune unei mufe de compresie pe noua magistrală de apă sursa Crâng, Bulevardul Bălcescu, într-un punct situat în fața porții Crâng. Lucrarea este în garanție, constructorul a fost notificat, urmând să remedieze definitiv defecțiunea, intervenția noastră a avut caracter provizoriu. Important este faptul că nu au fost afectați consumatori. Intervenția constructorului va fi finalizată cât se poate de repede și groapa care afectează fluența circulației rutiere va fi astupată. Lucrarea nu va afecta consumatorii, iar dacă totuși va fi oprită apa, întreruperea va fi de scurtă durată, iar calitatea acesteia nu va avea de suferit.